surprinse în 6 ani de zile. Fac din asta un produs pentru români, adică românii au posibilitatea să parcurgă acest traseu pentru a cunoaște România profundă și România alternativă. Eu sunt pasionat de România, deci merg de peste 20 de ani și cred că mi-ar trebui încă 3 veți să descoper România, pentru că atât de pasionat sunt de această țară. Voi rămâne veșnic un explorator, deci nu o să mă transform într-un fotograf, pentru că motivația următoarea. Fotograful pierde foarte mult, deci el rămâne cu captura, dar pierde clipa. Eu nu voi face niciodată așa ceva. Și Dobrogea și România e tot acolo. În viziunea mea, Dobrogea nu suferă că nu ne-am dus noi să o pozăm. Ea va fi veșnic acolo, încerc doar să văd. Omova de la Nufăr începe Dobrogea misterioasă. Deci, practic, sunt un călător veșnic și consider că am ajuns la maturitate. Și, practic, va trebui să fie cadoul meu pentru România acest traseu. Camuflaje, oh, oh no, anda. Și am alergat să mă găsesc, și alerg în jurul lumii, oh yeah, și alerg în jurul lumii. Și am alergat să învăț să iubesc, și alerg. Mai bun, oh, ai. Să nu ne lăsăm conduse inimile de minciuni, oh, ai. Caut să am puterea să pot să visez, să nu mă opresc din drumul pe care îl urmez, oh. Și ce mă face să nu cedez, e gândul că sufletul meu nu e singur. Nu e singur în această lume, printre suflete reci bazate pe sume. Caut iubirea ce se ascunde în inimile noastre crude. Și am alergat să mă găsesc, și alerg în jurul lumii, oh yeah, și alerg în jurul lumii. Și am alergat să învăț să iubesc, și alerg în jurul lumii, oh yeah. Cât de bine te pricep la oamenii de aici, nimeni nu vrea să o dea ala. Aici o văd mai rar și zâmbete nici măcar în privirile cele bă la aprozar. Plictisite, că-s prea multe ispite. Ce te fac să fii prietene, că ești eu, răul promite. Să facă binele să te zite, să te facă să răspunzi la butoi. Lasă-te, lasă-te, lasă-te ascunzi de rânduri. Pune-te, pune-te, pune-te puțin pe gânduri, că mi se pare că-s fii.